Municipiul Târgu Jiu a câștigat titlul de capitală a tineretului din România pentru anul 2023. Asta înseamnă că orașul va primi fonduri pentru a organiza evenimente dedicate tinerilor. Proiectul câștigător a fost făcut de o echipă de voluntari care își propune să și educe, nu doar să ofere tinerilor motive de distracție. Zeci de evenimente vor putea fi organizate la Târgu Jiu în 2023, odată ce orașul a primit titlul de capitală a tineretului. Noi ne-am dus într-o zonă de învățare, Youth URL este conceptul, să ne dezvățăm de ce am învățat, poate prost, să reînvățăm lucrurile care de mult le-am uitat de la bunicii noștri, de la părinții noștri și cel de învățare, de lucruri noi. Cei care au pus umărul la realizarea proiectului spun că tinerii vor găsi la Târgu Jiu locul perfect pentru dezvoltare. Avem un plan să facem un centru de tineret în Târgu Jiu și cel mai important, nu o să înceapă din 2023, ci din 2022 și o să fie chiar o muncă destul de mare și o să avem nevoie de mulți tineri din întreaga comunitate să ne ajute în implementarea acestuia. Suntem foarte entuziasmați să implementăm tot ce avem scris în program. Și nu mai avem răbdare să începem în 2022. Autoritățile locale din Târgu Jiu spun că în proiect s-au implicat sute de tineri din oraș. Vreau să cred că prin implicarea tuturor factorilor, putem să dăm o altă imagine a ceea ce se întâmplă într-un oraș de nivel mediu. Târgu Jiu s-a bătut pentru acest titlu cu Târgu Secuiesc, Craiova, Satu Mare, Târgu Neamț și Vaslui. Echipa câștigătoare a încasat și suma de 50.000 de euro. Titlul de capitală a tineretului presupune și finanțare și sprijin pentru implementarea proiectelor dedicate tinerilor.